Bună ziua! Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre și anume la conferința de presă dedicată prezentării publice a strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 din România. După cum știm, România, asemeni celorlalte țări din lumea întreagă, traversează una dintre cele mai grele perioade din ultimii 100 de ani în ceea ce privește sănătatea populației generale. Și vorbim în acest sens de pandemia COVID-19. Știm că în data de 11 martie, Organizația Mondială a Sănătății a declarat că această infecție cu SARS-CoV-2 este pandemie și de atunci se înregistrează în momentul de față peste 65 de milioane de cazuri confirmate și peste 1,5 milioane de decese în întreaga lume. Cu atât mai mult, România înregistrează astăzi peste 500.000 de cazuri confirmate și peste 12.000 de decese. În continuare avem un număr mare de cazuri confirmate zilnic. În continuare avem un număr ridicat de pacienți în secțiile de terapie intensivă. Peste 1.200 de pacienți sunt astăzi în secția de terapie intensivă. Din acest punct de vedere, perspectiva unui vaccin care să îndeplinească toate criteriile de siguranță, de calitate și de eficacitate reprezintă astăzi cea mai bună perspectivă de ieșire din această perioadă a pandemiei, pentru că atunci când vom reuși să asigurăm un nivel de imunizare colectivă prin vaccinare de circa 60-70%, cât este estimat în momentul de față de către experți, putem asigura deja începutul sfârșitului pandemiei. Din acest punct de vedere, cred că este important de precizat că dacă până la acest moment am asistat aproape neputincioși la evoluția pandemiei și ne-am preocupat în mod deosebit de sănătatea noastră și a celor din jurul nostru, cred că apariția unui vaccin care va fi aprobat de toate agențiile de reglementare de la nivel mondial, atât de FDA, cât și de Agenția Europeană a Medicamentului, ceea ce ne interesează pe noi în mod special, fiind țară membră a Uniunii Europene, va reuși să ne confere din nou un control asupra stării noastre de sănătate și, din acest punct de vedere, ne putem reveni la normalitate, putem să ne întoarcem la normalitatea pe care noi o știam, putem să ne reluăm activitatea și viața socială, putem să reluăm activitatea economică și, în final, să reintrăm în normalitate. Așa cum a fost recomandat la nivelul Uniunii Europene și de către Organizația Mondială a Sănătății, a fost elaborat un cadru strategic de organizarea activităților de vaccinare împotriva COVID-19, cadru strategic care a stat la baza elaborării strategiei naționale de vaccinare în România. Motiv pentru care vreau să vă spun că strategia de vaccinare din România este perfect compatibilă cu toate recomandările de la nivelul Uniunii Europene și de la nivelul Organizației Mondiale a Sănătății și Centrului European de Control al Bolilor. Din acest punct de vedere, fiecare țară, plecând de la un cadru strategic general, și-a dezvoltat propria strategie care să se plieze perfect peste condițiile demografice și epidemiologice și, de asemenea, peste facilitățile de stocare și de distribuție, încât să se asigure toate condițiile de păstrare a siguranței și eficacității acestor vaccinuri. Ce aș vrea să mai spun în continuare este legat de campania de vaccinare și campania de comunicare, care este subsecventă activităților de vaccinare. Ele sunt în deplin acord cu toate recomandările de la nivelul Uniunii Europene. Avem datoria să derulăm o activitate de comunicare și de informare cât se poate de transparentă și de onestă, pentru ca fiecare persoană în parte să poată avea suficiente informații atunci când va opta pentru a se vaccina sau pentru a nu se vaccina. În momentul de față, încrederea publică în vaccinare reprezintă elementul esențial care va sta la baza succesului activităților de vaccinare și, după cum știm, încrederea se câștigă și nu se impune. Din acest punct de vedere, cred că prin acțiuni coerente, prin acțiuni care vor fi aduse în opinia publică, care vor fi comunicate periodic pe măsură ce noi îndeplinim diverse activități în toată această activitate de vaccinare, toate aceste lucruri vor sta la baza creșterii încrederii populației generale, dar și a anumitor categorii socioprofesionale în vaccinarea
împotriva COVID-19. Câteva principii generale legate de activitatea de vaccinare. Vaccinul, în momentul de față, este în curs de elaborare a avizului pentru punere pe piață condiționată la nivelul Agenției Europene a Medicamentului. După cum știm, sunt două companii care și-au depus documentația în vederea obținerii autorizației condiționate de punere pe piață și vorbim de compania BioNTech Pfizer și compania Moderna. De asemenea, trebuie să știm un aspect cât se poate de clar, și anume vaccinarea este voluntară și nu este obligatorie. Vaccinarea este un drept al fiecărei persoane și nu este o obligație și de asemenea trebuie să înțelegem că în România se vor folosi doar vaccinuri care vor fi autorizate de către Agenția Europeană a Medicamentului. Din acest punct de vedere, fiecare vaccin care va beneficia de această autorizare va îndeplini cu rigurozitate toate standardele de siguranță, de calitate și de eficacitate, așa cum ele au fost stabilite în protocoalele de studii clinice anterior derulării acestora. Ne bucurăm astăzi să avem perspectiva unui vaccin în viitorul apropiat. Cred că acest lucru denotă un efort conjugat, uriaș al lumii medicale, al cercetătorilor, care împreună cu dezvoltarea tehnologică, cu inteligența artificială și cu concentrarea tuturor eforturilor la nivel mondial, au condus ca într-o perioadă mai scurtă decât se preconiza inițial să putem avea acces în perioada imediată la un vaccin care să îndeplinească toate rigorile. Trebuie să readucem aminte faptul că vaccinurile sunt supuse celor mai stricte reglementări, pentru că ele sunt adresate populației sănătoase, ele au rol de prevenire a anumitor boli contagioase și, spre deosebire de medicamente, ele trebuie să facă medicamente care se administrează unei persoane care are boala, aceste vaccinuri trebuie să facă dovada, pe lângă profilul de siguranță, trebuie să facă dovada eficacității, adică a prevenirii îmbolnăvirilor, pentru că acesta este rolul final al unui vaccin. În ceea ce privește strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, sunt prezentate câteva principii generale care stau la baza organizării activității de vaccinare. De asemenea, sunt prezentate etapele vaccinării, etapele campaniei de vaccinare și prioritizarea grupelor populaționale în vederea vaccinării. După cum știm, sunt trei etape principale de vaccinare. Prima etapă, care este destinată tuturor lucrătorilor din sistemul medical, atât public cât de stat, cât și privat, tuturor lucrătorilor din domeniul asistenței medico-sociale. În etapa a doua este cea destinată persoanelor la risc să dezvolte forme severe, persoanelor vulnerabile și anume persoane cu vârsta peste 65 de ani, respectiv persoanele cunoscute cu boli cronice, indiferent de vârsta acestora, așa cum vor fi precizate în rezumatul caracteristicilor produsului fiecărui tip de vaccin care va primi în final aprobare. Ultima etapă a vaccinării va fi cea adresată populației generale. De asemenea, în etapa a doua, cea care însoțește populația la risc, sunt incluse persoanele care deservesc activități esențiale din infrastructura critică a statului. Mai mult decât atât, criteriile care au stat la baza stabilirii acestor etape de vaccinare sunt criterii unanim acceptate la nivel mondial. Toate organismele internaționale folosesc aceleași criterii, și anume criteriile epidemiologice, care țin de rata de evoluție a cazurilor în anumite regiuni geografice, sunt criteriile medicale, care stau la baza acestor prioritizări, și anume ne interesează protejarea celor mai vulnerabile categorii de persoane care pot să dezvolte forme severe și care, în final, din păcate, se asociază cu un risc crescut chiar și de deces și care duc la o supra-solicitare a sistemelor medicale, indiferent de care țară vorbim. De asemenea, cred că pe lângă aceste criterii epidemiologice și medicale, un alt element important a fost cel care stă la baza asigurării funcționării infrastructurii critice în orice stat, indiferent de care vorbim. Aceste criterii sunt cele care au stat la baza elaborării grupelor populaționale prioritizate în vederea vaccinării.
Un alt lucru important este legat de lanțul de distribuție și de stocare. În momentul de față, organizarea campaniei de vaccinare este diferită de programele naționale de vaccinare, pentru că ne dorim o activitate cât se poate de intensă, o activitate continuă, cu un ritm care să ne permită o acoperire vaccinală de circa 60-70% în următoarele 6 luni, atunci când, de pildă, momentul T0, momentul inițial de demarare a activităților de vaccinare, va fi la data la care un vaccin ajunge în România, și anume după ce el va primi o aprobare de la nivelul Agenției Europene a Medicamentului. Pentru acest lucru s-a stabilit un hub central, un centru de stocare central, și anume Institutul Național de Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, de la nivelul căruia se vor distribui mare parte a vaccinurilor la nivelul centrelor regionale din țară, și anume Spitalul Militar Timișoara, Spitalul Militar din Brașov, Spitalul Militar din Cluj, Iași, Constanța și Craiova. Și de la nivelul acestor centre regionale de stocare, vaccinurile vor fi distribuite descentralizat în fiecare județ în centrele de vaccinare. Mai mult decât atât, pentru o parte dintre vaccinuri, ele vor fi distribuite încă de la început la nivelul acestor centre regionale de stocare, în mod deosebit pentru vaccinurile care au condiții speciale de stocare la temperaturi ultra scăzute, și vorbim de temperaturi de -70-80 de grade. Organizarea propriu-zisă a activităților de vaccinare se va derula prin centre de vaccinare. Centre de vaccinare care vor fi înființate la nivelul anumitor unități medicale, de pildă spitale județene, spitale municipale sau alte unități medicale, în funcție de numărul lucrătorilor în sistemul de sănătate din județul respectiv. Și aceste centre de vaccinare spitalicești sunt cele care asigură vaccinarea lucrătorilor din sistemul de sănătate și sistemul medico-social. După care vorbim de centre de vaccinare în afara unităților medicale. Ele sunt în momentul de față estimate la circa 850-900 de centre la nivel național, care vor asigura fiecare centru un număr estimat de circa 5.000 de persoane pe lună, drept pentru care putem reuși în primele 6 luni de la debutul activităților de vaccinare să asigurăm o imunizare prin vaccinarea unui număr de peste 13 milioane de persoane. Fapt care ne creează, cât se poate de clar, perspectiva atingerii imunizării colective, de care vorbeam, de circa 60-70% din populația generală. Pe lângă aceste centre de vaccinare extraspitalicești, în afara unităților medicale, centre de vaccinare fixe, vor fi înființate centre de vaccinare mobile sau caravane mobile, prevăzute cu mai multe echipe de vaccinare și care vor asigura vaccinarea persoanelor care au un acces limitat la un centru de vaccinare, cum sunt cele din căminele, de pildă, de îngrijire pe termen lung, din centrele de îngrijire, sau personalul esențial din anumite instituții pentru care deplasarea la un centru de vaccinare este dificilă, precum și pentru alte categorii populaționale care au un acces limitat la centrele de vaccinare, cum se întâmplă în anumite localități din mediul rural, unde deplasarea către un centru de vaccinare se face cu dificultate. Din acest punct de vedere, vor fi prevăzute pentru ultima etapă a campaniei de vaccinare și centre de vaccinare de tip drive-thru, organizate în mod deosebit în marile aglomerări urbane și care vor deservi populația tânără, populația sănătoasă. Sigur, sunt câteva condiții esențiale pentru a se înființa un astfel de centru. Prima condiție ar fi să existe un acces facil cu mijloacele proprii de transport, așa încât ele vor fi identificate, aceste spații în care se pot aviza aceste centre de vaccinare. Ideea de bază care stă la baza acestei activități de vaccinare este de a asigura un flux cât se poate de mare de persoane la centrele de vaccinare, așa încât într-un timp relativ scurt să putem asigura vaccinarea unui număr mare de persoane, pentru ca astfel să putem ajunge la încheierea răspândirii acestui sau la limitarea substanțială a răspândirii virusului pe teritoriul României. Acest sistem de vaccinare prin centre se folosește în multe alte țări europene. Vă pot da exemplul Germaniei, de pildă, care folosește, Suedia folosește acest tip de modele de centre de vaccinare.
Toată activitatea de vaccinare se desfășoară în baza unei programări. Programare care se va face într-o platformă unică. Această platformă este în curs de dezvoltare și care se va finaliza după ce vom avea stabilite exact centrele de vaccinare la nivelul fiecărui județ. În această platformă de programare, datele pot fi introduse electronic, fiecare persoană se poate programa electronic, telefonic sau prin intermediul medicului de familie. În momentul în care se alocă data inițială a vaccinării, programul va putea aloca și data rapelului, tocmai pentru a bloca și acea dată pentru rapel, pentru că altfel este posibil să fie ocupat tot programul pentru efectuarea dozei de rapel. Mai mult decât atât, toată activitatea de monitorizare va fi realizată prin înregistrarea vaccinărilor la nivelul Registrului Electronic Național de Vaccinare. Și anume, fiecare persoană, sub păstrarea datelor, confidențialității datelor cu caracter personal, va fi introdusă în acest Registru Electronic Național al Vaccinărilor, o să detalieze mai departe colegii mei, date care permit evaluarea în timp aproape real, aș putea spune, a numărului de persoane vaccinate și a perioadei în care se află o persoană, dacă este la doza inițială sau este la rapel. De asemenea, ultima etapă care ține de siguranța procesului de vaccinare este cea adresată monitorizării și raportării reacțiilor adverse post-vaccinale indezirabile. Este important să încurajăm identificarea și raportarea reacțiilor adverse, așa cum ele vor fi înregistrate. Vom pleca de la ceea ce avem în momentul de față, și anume platforma de raportare de la nivelul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România și, de asemenea, platforma de la nivelul Registrului Electronic Național al Vaccinărilor. Este importantă continuarea activității de farmacovigilență, pentru că este cea care va garanta, în final, profilul de siguranță, așa cum el reiese din datele de aprobare de către agențiile de reglementare. Partea de distribuție este asigurată din rețeaua Ministerului Apărării Naționale și cu sprijinul Ministerului Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne, iar toată activitatea campaniei de vaccinare este susținută prin implicarea nemijlocită a tuturor instituțiilor responsabile în momentul de față cu activitatea de vaccinare, începând de la Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Dezvoltării, dar și celelalte unități administrativ-teritoriale din fiecare județ, care vor sprijini toată activitatea de vaccinare. Mai departe, o să îmi permiteți să dau cuvântul colegilor mei, domnul secretar de stat Andrei Baciu, care o să vă prezinte detaliile legate de activitatea de comunicare și de informare și ulterior doamna doctor Florentina Furtunescu de la Institutul Național de Sănătate Publică, care o să vă prezinte datele legate de activitatea medicală ce rezidă din campania de vaccinare. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Bună ziua tuturor. O să încerc să trec în revistă câteva aspecte importante despre procesul de informare cu privire la toată activitatea și toată campania de vaccinare. În primul rând, cred că este important să înțelegem faptul că România este parte a unui mecanism european, Comisia Europeană, Uniunea Europeană, fiind cea care s-a angajat încă din primele momente ale declanșării acestei pandemii în demersurile, toate demersurile, companiile producătoare de vaccinuri. România a fost parte la toate aceste demersuri în cadrul mecanismului european, astfel încât toate informațiile care au venit până acum și care vor veni în continuare, vor veni de la autoritățile de la Bruxelles, ele fiind direct responsabile de toată această interacțiune cu companiile producătoare. Rolul nostru este acela de a asigura un canal și un flux informațional rapid, eficient, bazat pe următoarele principii. În primul rând, pe un principiu al transparenței totale. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că se respectă și un principiu al onestității, că informațiile sunt complete și corecte. În continuarea acestei paradigme europene, noi am făcut un parteneriat atât cu Organizația Mondială a Sănătății, cât și cu UNICEF, organizații importante la nivel global, care au o vastă experiență atât în procesele de vaccinare,
cât și o experiență importantă cu privire la aspectele legate de comunicarea și campaniile de informare cu privire la vaccinare. Noi am făcut aceste parteneriate și vom lucra îndeaproape și cu aceste organizații, tocmai pentru că ne dorim să avem o campanie atât de vaccinare, cât și de informare, cât mai eficientă. Suplimentar, considerăm că toți profesioniștii din domeniul medical trebuie să fie parte a acestui proces, atât de vaccinare, cât și de informare. Pe cale de consecință, am inițiat la fel un parteneriat cu toate organizațiile care reprezintă profesioniștii din domeniul sanitar, Universitățile de Medicină și Farmacie, Colegiul Medicilor, Asociația de Pacienți, toate asociațiile și entitățile reprezentative și vom continua aceste demersuri, toți aceștia fiind parte integrată a activităților noastre. Tocmai pentru că este o criză de sănătate publică și corpul medical este elementul cheie a tuturor activităților noastre, la fel ca și în activitatea de vaccinare și în activitatea de comunicare, personalul medical reprezintă prioritatea zero și va fi, în egală măsură, partenerul nostru în tot procesul de comunicare. Pentru informațiile științifice, medicale, adresate în principal experților, medicilor, profesioniștilor din domeniul sănătății, noi o să avem o activitate specială de comunicare. Vom face webinarii cu tot personalul medical, tocmai pentru a le furniza toate informațiile științifice, medicale, de o manieră oficială, de o manieră instituțională, cât mai rapid, astfel încât toți cei care activează în domeniul medical să poată să aibă toate aceste informații și să le poată transmite mai departe. Suplimentar, cu privire la procesul de comunicare în spațiul public, către publicul larg, evident că vom lucra cu experți din domeniul medical, cu medici și alți experți, care vor reprezenta, de fapt, vectorii noștri de comunicare și care vor explica toate aceste detalii medicale, toate aceste detalii științifice în tot acest mai amplu proces de comunicare și de informare. Până în momentul de față, noi am făcut o analiză a factorilor determinanți ai vaccinării. Avem o platformă națională de informare publică în acest moment, vaccinare-covid.gov.ro, și vom continua toate activitățile de comunicare pe baza recomandărilor unui grup de experți în comunicare și în combaterea fake news-ului, care lucrează și care a lucrat la definirea unei strategii, pe baza căreia noi vom implementa acțiuni de comunicare, astfel încât, așa cum am menționat, să prezentăm toate informațiile de o manieră cât mai transparentă, cât mai onestă, informații complete și corecte. Vom avea în egală măsură profiluri pe toate rețelele sociale, care să, practic, să genereze o abordare integrată de comunicare, suplimentar de această platformă națională de informare, și toate aceste activități, așa cum am spus, vor fi făcute în parteneriat cu corpul medical. Pentru orice alte chestiuni legate de aceste procese de comunicare, vă stăm la dispoziție la finalul acestei conferințe. Mulțumesc, domnule secretar de stat. Doamna doctor, vă rog. Vă mulțumesc, bună ziua. Din perspectiva Institutului Național de Sănătate Publică, aș dori să vă informez că Institutul este foarte preocupat de buna organizare a acestei campanii de vaccinare și suntem implicați cu predilecție în următoarele tipuri de activități. În primul rând, ne ocupăm de procedura cadru care să ajute la organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare din toată țara. De asemenea, ne ocupăm de procedura pentru profesioniști destinată vaccinării efective, astfel încât aceasta să întrunească criteriile cele mai bune de eficacitate și de siguranță. Și nu în ultimul rând, ne ocupăm de realizarea unei extindere a actualului registru electronic de vaccinări, astfel încât toate persoanele care se vaccinează împotriva COVID să poată să fie înregistrate în condițiile de care vorbeau colegii mei mai devreme. Scopul acestui demers este de a avea o imagine globală și permanentă asupra numărului de persoane vaccinate pe categorii de risc și de a calcula acoperirea vaccinală și a ne da seama unde anume sunt necesare mai multe măsuri pentru gestionarea situației de sănătate publică în plan regional, județean și al localităților.
Din perspectiva Institutului Național de Sănătate Publică și ca specialist de sănătate publică cu mulți ani de practică medicală, consider că această campanie de vaccinare este un obiectiv extrem de important pentru sănătatea publică, pentru sănătatea populației din România, că este practic singura măsură care are un potențial real să reducă consecințele pandemiei COVID în toate planurile cu care ne confruntăm, în plan personal, să reducă suferința umană, numărul de cazuri noi și numărul de decese care ne marchează pe toți în fiecare zi, să reducă criza din sistemul de sănătate profund supra-solicitat în acest moment, să reducă și consecințele socioeconomice care ne marchează pe fiecare dintre noi. De asemenea, ne dorim ca această campanie să fie un obiectiv de succes prin implicarea tuturor într-o măsură cât mai mare și cât mai pozitivă, astfel încât să se ajungă cât mai rapid la acea imunitate de grup care să ne permită protecția populației generale și ajungerea la o formă de normalitate cât mai rapid. În încheiere, aș avea două mesaje. Un mesaj pentru profesioniștii din domeniul medical. Stimați colegi, dumneavoastră sunteți informați. Ajutați-vă pacienții să facă alegerea corectă. Al doilea mesaj este pentru populația generală, pentru toți oamenii din România. Stimați concetățeni, vaccinați-vă. Este în folosul propriei dumneavoastră sănătăți. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, doamna doctor. Mulțumesc frumos, domnul secretar de stat. În încheierea conferinței aș propune pentru sesiunea de întrebări să începem din partea dreaptă și fiecare dintre dumneavoastră să poată adresa câte două întrebări, dacă considerați potrivit că aveți întrebări, și vom continua până la sfârșit. Vă mulțumesc! Bună seara, Andreea Gurban de la știrile Canal D. Ați spus la începutul declarațiilor că veți monitoriza și raporta reacțiile adverse ale pacienților așa cum vor fi ele înregistrate. Ce semnalmente aveți din această direcție că pot exista reacții adverse pe categoriile, în ordinea categoriilor de vaccinare? Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Studiile clinice efectuate la acest moment generează un profil de siguranță foarte bun, în sensul în care s-au înregistrat reacții adverse obișnuite, reacții adverse care nu necesită o atenție medicală deosebită și sunt cele care sunt înregistrate în orice tip de activitate de vaccinare și de proces de vaccinare. Mă refer în mod deosebit la reacțiile adverse locale, cu durere locală, roșeață, tumefacție și reacții adverse generale, cum sunt dureri musculare, dureri articulare, dureri de cap, febră. Sunt reacțiile adverse care au fost raportate de parte dintre persoanele care au fost vaccinate în studii clinice, însă aș vrea să vă subliniez un aspect important și anume că și persoanele din lotul placebo, din persoanele care n-au primit vaccin, au raportat mare parte dintre ele acest tip de reacție adversă, care țin de fapt de trauma locală la momentul înțepăturii, o mare parte dintre acestea. Deci profilul de siguranță, așa cum reiese în momentul de față, pe termen scurt, este unul cât se poate de bun și care ne creează premizele unui vaccin care poate să fie folosit în siguranță, în deplină siguranță, în rândul populației generale. Există în zona rețelelor de social media valul celor care sunt reticenți privind eficiența acestui vaccin. Există și niște studii, iar aici vă pot da exemplu Universității din Texas, care la sfârșitul lui august acest an au concluzionat că vaccinul este de fapt o sinteză și acum întrebarea firească este de ce nu s-a folosit un virus activ, iar asta din cauza modificațiilor și mutațiilor pe care virusul le-a tot suferit în ultimele luni. Și, evident, întrebarea de la finalul acestui articol era următoarea, dacă poate modifica ADN-ul uman. Cum combateți acest articol și cum vă explicați concluzia celor din Texas? Aș începe cu concluzia, și anume, vaccinurile bazate pe ARN mesager nu modifică structura ADN-ului uman. Trebuie să înțelegem
paradigma vieții biologice și a informației transmise, care începe de la ADN, ARN și ulterior sinteza proteinelor, această structură de ARN mesager care codifică, de fapt, reprezintă rețeta în baza căreia fiecare celulă umană produce această proteină virală, această proteină spike, față de care se dezvoltă anticorpii protectori, va citi această informație transmisă cu ocazia vaccinului și va decripta mesajul, va sintetiza, va da naștere proteinei față de care se dezvoltă anticorpii protectori. Ceea ce face acest tip de ARN mesager, acest tip de vaccin, este de fapt o antrenare a răspunsului imun, a organismului uman, pentru momentul în care se va întâlni cu virusul în cadrul infecției naturale și atunci, având deja răspuns imun, atât umoral cât și celular, organismul va fi protejat față de această infecție. Aceste secvențe, aceste cantități de ARN mesager sunt eliminate de către celulele proprii ale organismului, de către enzimele proprii, într-un interval care variază de la câteva ore până la 5-7 zile în medie. ARN-ul este o structură extrem de instabilă și se deteriorează foarte ușor. De altfel, în celulele noastre proprii avem ARN mesager, care stă la baza producției de proteine, proteinele noastre proprii. Și atunci, acest tip de ARN mesager are un timp de înjumătățire, vă spuneam, depinde de cantitatea de proteine care trebuie produsă, de la câteva ore până la câteva zile. În cazul acestui tip de vaccin, datele ne arată că acest ARN mesager se elimină în următoarele 5 zile de la vaccinare. Deci, categoric, nu interacționează cu ADN-ul. Tot procesul de producție al acestor proteine virale, proteine specifice virusului, se realizează în afara nucleului celulei, deci practic în afara locului în care sălășluiește ADN-ul celulei umane și nu există nicio interacțiune cu ADN-ul celular. Drept pentru care nu stă în picioare această ipoteză. Este o dezinformare totală. Diana Bone, Realitatea Plus. Voiam să vă întreb dacă s-a făcut o estimare câte persoane vor fi vaccinate în prima etapă și dacă un prim import de vaccin ar putea să acopere tot acest necesar. Sigur că avem o estimare. Vorbim de circa 500.000 de lucrători în sistemul medical, atât parte medicală cât și nemedicală, și circa 3.500 de angajați în domeniul asistenței medico-sociale. Ceea ce înseamnă că dacă vom avea un vaccin disponibil în perioada imediat următoare, în baza unui calendar de livrare, așa cum el se preconizează, dar, repet, depinde de tipul vaccinului care va primi în final aprobare, probabil că vom avea cel puțin 1.000.000 de doze disponibile în prima tranșă, doze care ne vor permite asigurarea imunizării, vaccinării întregului sistem medical și medico-social din prima etapă. În această categorie sunt implicați și angajații din casele de bătrâni, din grădinițe și alte astfel de centre? Din grădinițe sunt implicați în etapa a doua, fac parte din procesul educațional, din învățământ și sunt prevăzute în etapa a doua activităților de vaccinare. Dar personalul din centrele de îngrijire este prevăzut în prima etapă. Despre modul în care vor fi preluate apelurile celor care se vor să fie vaccinați, aceste apeluri, cine le va prelua? Va exista un personal din partea DSP-ului sau din partea Ministerului Sănătății? Cine va prelua mai exact și dacă sunt suficienți oameni care să facă acest lucru? Va exista pentru preluarea acestor apeluri, acestor solicitări telefonice, un call center care va direcționa și va efectua programarea persoanelor. Aceasta este prima opțiune, iar a doua opțiune, la nivelul fiecărui centru de vaccinare, va fi disponibilă o persoană care va efectua propriu-zis programarea persoanei pe lista de vaccinare. Pentru că programarea nu se va face aleatoriu, fiecare persoană se va programa la centru cel mai apropiat din localitatea de domiciliu, tocmai pentru a avea o distribuție uniformă, pentru că în acest fel au fost și propuse înființarea centrelor de vaccinare, să respecte densitatea populației de la un anumit nivel.
De asemenea, legat de cea de-a doua etapă de vaccinare, unde intră persoanele vulnerabile, aici vor intra și cei din administrația publică și demnitarii? În etapa a doua de vaccinare, am spus, sunt prevăzute două categorii mari populaționale. Prima este cea adresată populației la risc, vârstnici și boli cronice, și a doua subetapă este cea adresată populației esențiale, persoanelor esențiale. Da, intră tot ce înseamnă persoane care deservesc activități esențiale în aceste structuri. Puteți detalia puțin, pentru că sunt multe astfel de structuri, adică care mai exact din aparatul administrativ, dintre demnitari, care mai exact? Vă dau exemplul președinției, vă dau exemplul aparatului guvernamental, anumiți demnitari din Parlament și, sigur, anumite persoane care deservesc activități cheie în aparatul administrativ teritorial. Bună seara, ne puteți spune în primul rând care ar fi durata efectului acestei vaccinări? Cât timp poate fi o persoană, să spunem, imunizată în fața acestui vaccin? Știm cum este, de exemplu, în cazul vaccinului antigripal sezonier. Este o întrebare foarte bună și vă mulțumesc că ați ridicat acest aspect. Trebuie să înțelegem că în momentul acesta, indiferent cum am vrea să prezentăm lucrurile, ele nu sunt cunoscute în totalitate. Din acest punct de vedere, se estimează, pe baza datelor anterioare, că imunitatea post-vaccinală va fi de durată mai mare decât după boala naturală. De ce? Pentru că avem, pe de o parte, un stimul antigenic, adică o stimulare a răspunsului imun mult mai pregnantă decât în cadrul bolii naturale. Practic, în boala naturală, fiecare persoană este expusă la o doză diferită de virus, la o cantitate diferită de virus, ori în cazul vaccinării, fiecare persoană primește o doză prestabilită de proteină sau de doză de vaccin care va produce o cantitate suficientă de proteină care stă la baza activării răspunsului imun. Deci, din acest punct de vedere, considerăm că răspunsul imun foarte probabil va fi de durată mai mare decât după cel dobândit după boala naturală. Sunt date care sunt în curs de evaluare. Durata de monitorizare în aceste studii clinice ale fiecărei persoane care a fost înrolată este de până la 24 de luni, practic pe o perioadă de circa 2 ani. Sunt date care cu siguranță vor fi disponibile în perioada următoare și din acest punct de vedere trebuie să înțelegem că nu se cunosc la acest moment toate răspunsurile. Ne-am fi dorit și noi, dar nu le avem pe toate. Și ați precizat mai înainte, ne spunea dumneavoastră, că obiectivul, orizontul acestui obiectiv privește vaccinarea 60-70%, imunizarea 60-70% din populație. În primul rând vreau să înțeleg ce se întâmplă cu celelalte 30% de persoane care fac parte din populația noastră și dacă în etapa a treia, ca să înțelegem, ce se întâmplă cu copiii? Vor fi și ei imunizați? Fac parte din acest procent de 60-70% de imunizare? Teoretic, dacă ajungem, pentru fiecare boală se stabilește un nivel de imunizare colectivă, pentru fiecare boală contagioasă. Vă dau exemplu rujeolei. În rujeole este nevoie de un procent de imunizare colectivă de peste 95% pentru a nu mai înregistra epidemii sau focare de rujeolă. Pentru această infecție cu SARS-CoV-2, pentru COVID-19, în baza acelui număr bazal de reproducere a cazurilor de 2,53, se estimează că avem nevoie de circa 60-70% nivel de imunizare colectivă pentru a întrerupe lanțul transmiterii. Și atunci, chiar dacă rămân 30% dintre persoane nevaccinate, din punct de vedere epidemiologic, consecințele nu vor fi unele foarte mari. Pot să fie înregistrate cel mult cazuri sporadice, dar care nu mai creează probleme din punct de vedere al sănătății publice, din punct de vedere social și ne permite reluarea activităților sociale, economice și a vieții așa cum o știam noi până la debutul acestei pandemii.
În ceea ce privește copiii, în momentul de față este important să așteptăm precizările exacte ale fiecărui tip de vaccin în urma aprobării de la nivelul Agenției Europene a Medicamentului. Știm că, de pildă, în Marea Britanie, vaccinul de la Pfizer, care a fost aprobat, care a primit undă verde, este recomandat persoanelor cu vârstă mai mare de 16 ani. Urmează să așteptăm precizările Agenției Europene a Medicamentului. Este posibil să rămâne aceleași tipuri de recomandări sau să se meargă pe grupa de vârstă de la 18 ani în sus. Sunt date care la fel sunt în curs de evaluare, de așteptare și vor fi disponibile în momentul în care EMA va elabora această autorizare de punere pe piață. În funcție de această evoluție și de modul în care se va ajunge la niște concluzii, de modul în care studiile vor arăta acel lucru, ne putem aștepta la o etapă a patra care să vizeze copiii, pentru că... După cum știm, copiii înregistrează forme ușoare sau asimptomatice în majoritatea cazurilor și dacă reușim vaccinarea celorlalți membri ai familiei, adulților, problema pentru copii este una cât se poate de ușor de rezolvat ulterior. Sigur că se poate lua în calcul acest aspect, urmează a fi discutat în grupurile de lucru cu experții în domeniul medical pentru o analiză detaliată, dar ce vă pot spune este că vom fi extrem de atenți la tot ce se va întâmpla la nivel european și la toate recomandările europene, așa încât să ne pliem exact pe recomandările acestora. Bună seara, spuneați că ținta ar fi vaccinarea a aproximativ 13 milioane de români. Întrebarea este câte doze ați comandat până acum și când ar putea ajunge ele, pentru că în cazul a 13 milioane de români ar fi nevoie de cel puțin 26 de milioane de doze. În momentul contractării și derulării contractului la nivelul Comisiei Europene, România a propus un număr inițial de circa 10,7 milioane de persoane în vederea vaccinării, ceea ce înseamnă dublu ca număr de doze, însă acest număr de persoane poate să fie crescut în funcție de nevoia pe care noi o vom avea la un moment dat. Deci există posibilitatea de a extinde numărul persoanelor vaccinate în funcție de nevoia pe care noi o vom înregistra în timp real, s-a pornit de la o intenție de moment, de la o estimare de moment, plecând de la evaluarea unei nevoi care să asigure această imunizare colectivă. Toate țările au mers pe această estimare inițială, însă în funcție de capacitatea de producție se pot crește acest număr de doze, repet, de la caz la caz, dacă vom avea un număr mare de persoane care vor dori să se vaccineze, cu siguranță se vor găsi toate mijloacele prin care să existe disponibilitatea acestor vaccinuri. Care ar fi costurile acestor doze de vaccinuri? Costurile sunt negociate la nivelul Comisiei Europene. Din acest motiv s-a dorit un contract unic încheiat de Comisia Europeană, tocmai pentru a evita negocieri directe ale fiecărui stat membru cu companiile producătoare, în acest fel înleznind, de fapt, și ușurând accesul statelor membre la vaccinare imediat după obținerea aprobării de la nivelul Agenției Europene a Medicamentului. Altfel, exista riscul unui decalaj între țările membre ale UE dacă se făceau negocieri directe, separate și s-a mers pentru un acest tip de contract centralizat. Aș mai avea o întrebare referitoare la imunizare. Spuneați că nu știți care este durata și... Nu știe nimeni. Desigur. Și întrebarea ar fi, din momentul în care se fac primele vaccinuri, în prima etapă, cadrelor medicale, cât ar dura până în momentul în care ar fi vaccinați și oamenii masele, astfel încât, nu știu, există riscul să nu mai existe imunitate în cazul celor care au fost vaccinați prima dată până când vor fi ultimii oameni vaccinați? Am înțeles întrebarea dumneavoastră. Este important de precizat un aspect, așa cum reiese din datele prezentate inclusiv în, de pildă, în rezumatul caracteristicilor produsului pentru vaccinul aprobat în Marea Britanie.
Protecția după vaccinare este asigurată la circa 7 zile de la cea de-a doua doză, de la doza de rapel, și imunitatea va fi foarte probabil, repet, pentru o durată mai mare decât cea de după boala naturală. Ori din acest punct de vedere, se știe chiar și în cazul imunității după boala naturală, sunt rare cazurile de reinfecție. Deci cred că în acest caz vom avea siguranța unui răspuns imun protector care să ne asigure o protejare a sănătății populației pe o perioadă relativ de timp care va fi definită în perioada de monitorizare ulterioară. Bună ziua, Liliana Curea, ProTV. Spuneați că s-a stabilit numărul de centre în funcție de numărul locuitorilor. Ce facem, de pildă, cu cei care locuiesc în altă parte decât au adresa de buletin? Se programează la cel mai apropiat centru de locul în care stau sau se ține cont de adresa din buletin? Nu. O să se programeze la cel mai apropiat loc de domiciliul în care locuiesc efectiv. În niciun caz nu se va ține cont de adresa din cartea de identitate. Și în cazul persoanelor cu risc mare, de exemplu, cum se va face diferențierea? De ce se va ține cont? Știm că sunt și când vine vorba de vaccinarea antigripală, cei cu boli cronice sunt în categorie la risc, dar și aici se va face o prioritizare, cum știm, în funcție de vârstă, cei care au peste 65 de ani și o boală au acces la vaccin înaintea celor care au doar 65 de ani și nu au o altă boală? Nu sunt prevăzute, cel puțin în strategia românească, acest tip de subprioritizări, dacă vreți. Sunt țări europene care au prevăzut în strategie, încep vaccinarea persoanelor peste 80 de ani, ulterior a celor peste 70 de ani și tot coboară grupa de vârstă și respectiv a celor cu boli cronice. Având în vedere că ne propunem înființarea unui număr suficient de mare de centre de vaccinare, acest lucru ia în calcul, practic, accesul tuturor categoriilor de persoane din această etapă, și anume persoane la risc, în vederea vaccinării. Este un proces foarte complicat să începi să divizezi fiecare etapă a vaccinării în grupuri și grupulețe, lucru care consider că nu este practic și va complica foarte mult activitatea de vaccinare. Practic, în momentul în care se va începe etapa a doua de vaccinare, fiecare persoană care este în acea categorie se va înscrie în vederea vaccinării. Păi și dacă nu vor fi suficiente doze? Dacă nu vor fi suficiente doze, practic în ordinea în care se înscriu aceste persoane în vederea vaccinării, vor fi vaccinate. Bună seara, ne puteți oferi mai multe detalii despre depozitarea dozelor de vaccin? Se fac deja pregătiri în sensul ăsta? Ce urmează? Sunt pregătiri în curs cu amenajarea centrelor de stocare și respectiv sunt în momentul de față în curs de analiză toate documentele care stau la baza certificării îndeplinirii criteriilor de calitate pentru obținerea avizării acestor centre de stocare. Avem datoria să asigurăm trasabilitatea fiecărui tip de vaccin, atât în ceea ce privește respectarea lanțului de frig, cât și a celorlalte condiții de menținere a calității vaccinurilor, pentru că la baza strategiei, de fapt, stă asigurarea unui mediu favorabil vaccinării și asigurarea unui proces cât se poate de sigur al activităților de vaccinare, tocmai ca fiecare persoană să aibă acces în condiții de maximă siguranță la activitatea și la un centru de vaccinare. V-ați referit puțin mai devreme la categoria sub 16 sau 18 ani. Există varianta în care pentru copii să fie o altă formă a vaccinului, un alt vaccin? Au reprezentat aceste categorii de vârstă prioritizări în cadrul înrolării studiilor clinice, în studiile clinice. Trebuie să înțelegem și eu, din acest punct de vedere, aș vrea să mulțumesc public tuturor voluntarilor care s-au înrolat în aceste studii clinice. Trebuie să înțelegem că fără disponibilitatea dumnealor de a participa la aceste studii clinice voluntare, noi nu puteam vorbi astăzi despre perspectiva unui vaccin.
Este un efort pe care aceste persoane l-au înțeles și au fost dispuse să participe la aceste studii voluntare într-un număr foarte mare. Este un alt motiv pentru care a fost posibilă derularea atât de rapidă a studiilor clinice, pentru că s-au înrolat în timp scurt un număr foarte mare de persoane. Din motive etice, în momentul de față, de pildă, persoanele, femeile gravide nu pot fi înrolate în studii clinice și, de asemenea, din acest punct de vedere, copiii nu reprezintă principala categorie care este înrolată într-un studiu clinic. Inițial se înrolează categorii de vârstă adultă pentru evaluarea profilului de siguranță și a dozelor de terapeutice, dozele care își dovedesc eficacitatea în final și ulterior, pe măsură ce există aceste date, fiecare companie producătoare extinde grupele populaționale și pot să introducă și alte categorii de vârstă. Există în momentul de față studii care înrolează persoane cu vârstă peste 12 ani, dar toate aceste date rămân să fie colectate și ulterior analizate de agențiile de reglementare în vederea stabilirii unor indicații cât se poate de clare și de eficiente. Bună seara! Vor exista anumite restricții pentru persoanele care nu doresc să se vaccineze și mă refer aici în special la personalul medical și dacă aveți o estimare cu privire la intenția de vaccinare în rândul angajaților din sănătate? Categoric, vaccinarea împotriva COVID-19 nu va fi condiționată și nici o persoană nu va avea anumite condiții impuse prin refuzul vaccinării. Deci este o opțiune a fiecărei persoane, însă ne dorim, desigur, să avem un nivel de acceptare cât mai mare, pentru că doar împreună, printr-o solidaritate și printr-o înțelegere cât se poate de clară a beneficiilor vaccinării, putem ajunge la acel nivel de imunizare colectivă încât să reușim controlul pandemiei. Altfel, vom continua să avem în continuare multe cazuri grave, o presiune foarte mare asupra sistemului medical, din păcate vieți pierdute, tragedii la nivel individual, ori acest lucru ține de nivelul nostru de înțelegere, dar mai ține și de capacitatea noastră de a transmite corect informațiile pentru fiecare categorie populațională, așa încât să înțeleagă și să aibă suficiente informații atunci când optează să se vaccineze sau nu. Vis-a-vis de intenția de moment a personalului medical în vederea vaccinării, pot să vă spun că este una foarte bună, este de circa peste 80% în momentul de față ca intenție de moment, iar în ceea ce privește personalul medical din unitățile destinate îngrijirii pacienților cu COVID, ea este de peste 95%, aproape chiar de 100% în anumite unități medicale. Cred că este, în baza informațiilor existente la momentul actual, este o intenție cât se poate de bună și sunt convins că ea va crește pe măsură ce vom avea date oficiale de la nivelul Agenției Europene a Medicamentului vis-a-vis de tot ce înseamnă siguranță și eficacitatea unui vaccin aprobat. În România vor ajunge probabil vaccinuri provenite de la cel puțin două companii. Se va putea opta la un moment dat pentru un anumit tip de vaccin? Vor putea oamenii să opteze? Sunt date pe care încă le așteptăm aceste recomandări de la nivelul Comisiei Europene și de la nivel central. Cu siguranță cu aceeași situație se vor confrunta și celelalte țări membre ale Uniunii Europene. Ce vă pot spune este că vaccinarea în sine este un act medical și din acest punct de vedere, plecând de la indicațiile și contraindicațiile care se vor regăsi în fiecare, pentru fiecare tip de vaccin, vor fi individualizate și grupele de persoane în vederea cărora se pot aloca anumite tipuri de vaccinuri. Ce știm la momentul actual este că dacă o persoană este vaccinată cu un anumit produs, este înalt recomandat să se continue rapelul cu același tip de vaccin. Deci nu se recomandă la momentul actual vaccinarea la rapel cu un alt tip de vaccin. Deci trebuie ca odată început cu un anumit vaccin să se definitiveze schema de vaccinare cu același tip de vaccin. Da, Daniel Florager, Press. Ce vreau să vă întreb, cine va asigura transportul dozelor de vaccin, aeronave ale armatei, Itaromul, cine?
Dacă vorbim de transportul intern, de la centrul național către centrele regionale și ulterior către centrele de vaccinare, va fi asigurată prin mijloace de transport aeriene ale Ministerului Apărării Naționale și prin mijloace terestre din structurile Ministerului Apărării Naționale, Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne. Da. Și de cât personal medical va fi nevoie pentru a implementa această campanie de vaccinare și cât va costa această campanie de vaccinare? Estimarea legată de personalul care va fi înscris în echipele de vaccinare este de circa 1500 de medici, circa 4500 de asistenți medicali și circa 1500 de registratori, la care se adaugă celelalte categorii de personal care vor avea în vedere organizarea persoanelor din apropierea centrului de vaccinare, îndrumarea acestora, forțe de ordine și alte categorii de personal, servicii de curățenie. Legat de costurile efective ale campaniei de vaccinare, pot să vă spun, cu siguranță vor fi mult mai mici decât consecințele pe care această pandemie le are în momentul de față. Este un lucru absolut cunoscut faptul că activitatea de vaccinare și vaccinarea ca măsură de prevenție a unei boli transmisibile este dovedită cost-eficientă indiferent de tipul de vaccin de care vorbim. Consecința legată de apariția unor cazuri severe, internări, pierderi de vieți omenești, oprirea economiei, oprirea activităților sociale, este de departe mult peste valoarea estimată a unei campanii de vaccinare. Bună seara! Cine și când va stabili un cadru juridic în privința vaccinării celor din categoria de risc în cazul în care vor exista reacții adverse post-vaccinale? Dacă ne referim la reacțiile adverse post-vaccinale indezirabile, cele care sunt deja cunoscute în momentul acesta sau sunt predictibile, ele sunt reacții adverse, repet, ușoare, care nu necesită o atenție medicală specială, deosebită, pot fi controlate foarte ușor chiar la domiciliu. Pentru alte eventuale tipuri de efecte adverse, cel puțin în strategia de vaccinare, am prevăzut elaborarea unui mecanism de protecție a persoanelor care, în anumite cazuri, ar putea inevitabil să dezvolte niște reacții adverse majore. Sunt date pe care în momentul de față le analizăm cu grupurile de experți, dar este sigur un aspect important, și anume de a asigura siguranța fiecărei persoane vaccinate. Sunt sindicate din învățământ care cer vaccinarea încă din prima fază. De ce sunt profesorii și educatorii lăsați la finalul fazei a doua de vaccinare? În momentul de față trebuie să înțelegem că nevoia vaccinării este mult peste capacitatea de producție a acestui vaccin. Cu siguranță că în perioada următoare a aprobării unui vaccin se va scala capacitatea de producție așa încât să satisfacă această cerere fără precedent. S-a plecat de la un lucru cât se poate de evident, și anume de a avea o asigurare a lucrătorilor din sistemul medical, adică ne dorim să avem un cadru cât se poate de sigur în unitățile medicale, pentru că medicii, asistentele și tot personalul medical se află la interfața cu pacienții, și atunci este important să avem această categorie asigurată din punct de vedere al stării de sănătate pentru a continua activitatea medicală, și ulterior se adaugă celelalte categorii profesionale care, sigur, deservesc activități esențiale pentru buna funcționare a societății. Dar este important să asigurăm sănătatea celor care sunt la interfața directă cu persoanele infectate. Bună ziua, nu am înțeles exact în cât timp se formează, de fapt, anticorpii, practic ceea ce ne protejează pe noi din momentul primului vaccin. La 7 zile după cea de-a doua doză. Este momentul, este intervalul de timp pentru care se consideră că o persoană este protejată împotriva acestei infecții. Deci până la 7 zile sau chiar în a 7-a zi? La circa o săptămână de la ultimul rapel. Vaccinarea nu se va poate face sub nicio formă în cabinetele medicilor de familie dacă veți constata că există o supra-solicitare în centrele de vaccinare?
Nu am spus acest lucru, este prevăzut inclusiv în strategie, după caz, extinderea activităților de vaccinare și la nivelul cabinetelor de medicină de familie, mai ales în situația în care vom putea avea acces la un vaccin care se va administra într-o singură doză. Dar trebuie să înțelegem, ritmul vaccinărilor va fi unul foarte mare, iar la nivelul unui cabinet de medicină de familie în care există o singură echipă vaccinatoare, format din medic și asistentul de cabinet, va fi foarte greu să asiguri vaccinarea unui număr mare de persoane în condițiile în care știm foarte bine rețeaua primară de medicină de familie deservește multe alte activități. Și atunci s-a plecat de la această premiză de centralizarea activităților de vaccinare în centre destinate special acestor activități. Și dacă mai permiteți o întrebare, dacă ați făcut o estimare cu privire la un interval de timp la care veți vedea o scădere a numărului de cazuri din momentul primei campanii de vaccinare. Mulțumesc! Foarte probabil după asigurarea imunizării prin vaccinarea categoriilor la risc, de pildă populația vârstnică și persoanele cu boli cronice, vom înregistra o scădere importantă a numărului de cazuri severe. Acest lucru se va întâmpla cu siguranță. Și dacă plecăm de la premiza că în primele 7 zile sau la circa 7 zile de la cea de-a doua doză efectuată, asta însemnând un interval de circa 5 săptămâni de la primul vaccin administrat, atunci efectele se vor revedea imediat în viața de zi cu zi. Acest efect este tradus prin eficiența vaccinării. În studii clinice vorbim de eficacitate, în ceea ce noi vom înregistra și anume protejarea persoanelor vaccinate față de această infecție, vorbim de eficiența vaccinării. Ori din acest punct de vedere, datele și beneficiile vaccinării se vor vedea etapă cu etapă până când vom atinge imunizarea colectivă, când sperăm să obținem o limitare substanțială a răspândirii acestei infecții și să vorbim de fapt despre încheierea pandemiei. Nimeni nu va fi, bună ziua, Emaș Veringer, observator, ați spus că nimeni nu va fi obligat să se vaccineze. Ce se va întâmpla dacă nu se va atinge acel prag de 70% din populație? Concret, ce veți face ca să creșteți încrederea populației în vaccinarea aceasta? Este importantă această întrebare. Vreau să înțelegem în momentul acesta reticența pe care o anumită categorie de persoane o au față de vaccinare. Este un fenomen întâlnit nu doar în România, ci și în celelalte țări membre ale Uniunii Europene și inclusiv la nivelul Statelor Unite. Din acest punct de vedere, cred că este important să se prezinte, așa cum domnul secretar de stat a menționat foarte bine, printr-o campanie de comunicare și de informare. Este important să se crească încrederea populației în activitatea de vaccinare. Bineînțeles că în situația în care ritmul și de vaccinare și nivelul de acceptare nu va fi unul suficient care să asigure această imunizare colectivă, înseamnă că vom continua toate măsurile de prevenție, așa cum ele au fost precizate și transmise până la momentul actual, și anume distanțarea fizică, masca de protecție, igiena personală, toate aceste măsuri fiind înalt recomandate, inclusiv în perioada de vaccinare, până la atingerea acestui nivel de imunizare colectivă. Este foarte important ca fiecare dintre noi să înțelegem, de fapt, care este beneficiul real al vaccinării. Vom aduce vaccin înainte ca serul să fie aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului? Vom aștepta această aprobare și vom începe imediat imunizarea populației ca să nu pierdem timp? Sau vom aștepta aprobarea și apoi îl vom aduce în România? Categoric nu, se va aștepta aprobarea de la nivelul Agenției Europene a Medicamentului și ulterior se va începe activitatea de livrare a vaccinurilor simultan în toate țările membre ale Uniunii Europene. Mulțumesc. Bună seara, Cristina Ștefan, Antena 3. Voiam să vă întreb dacă vaccinarea s-ar putea realiza inclusiv în cabinetele medicilor de familie și dacă da, în ce condiții? La această întrebare am răspuns. Există această posibilitate în ultima etapă a procesului de vaccinare, cea adresată populației generale, în condițiile în care vom putea
asigura o activitate continuă la nivelul cabinetului de medicină de familie. Este posibil ca după încheierea activității de vaccinare în centrele de vaccinare, dar că mai sunt persoane care doresc să se vaccineze, mă rog, poate în prima etapă nu a fost suficient de convinsă de beneficiile vaccinării și ulterior dorește să se vaccineze, se ia în calcul posibilitatea ca în ultima etapă să se efectueze vaccinarea chiar și prin cabinetul medicului de familie. Dar acest lucru nu este destinat pentru vaccinarea colectivă, pentru vaccinarea în masă a populației, ci pentru cazuri punctuale după încheierea campaniei de vaccinare. Asta înseamnă că va fi un vaccin care poate fi ținut, așa cum este ținut, de exemplu, și vaccinul gripal. Majoritatea vaccinurilor au perioadă de stabilitate timp de 6 luni, chiar și cele care sunt păstrate în condiții extrem de riguroase, la minus 80 de grade, pot să fie stocate în aceste condiții, iar cele care sunt stocate la temperaturile obișnuite de lanț de frig, la plus 2, plus 8 grade, pot să fie stocate pe perioade îndelungate. Dar nu vă imaginați că vom păstra în frigidere aceste vaccinuri pentru o perioadă atât de lungă de timp, pentru că ele vor fi folosite cu siguranță. Din acest motiv există un calendar de livrare a vaccinurilor. Cererea în momentul de față este fără precedent și depășește cu mult capacitatea de producție. Este important să înțelegem că în acest moment nevoia vaccinării la nivel global este una foarte mare. În acest punct de vedere, trebuie să folosim la maxim tot ceea ce ni se va livra în cadrul calendarului de livrare și de distribuție a vaccinurilor la nivelul fiecărei țări. Și voiam să vă întreb, în ce etapă se vor vaccina cei care au trecut deja prin boală, dacă se pune problema și pentru cei care au fost deja infectați să se vaccineze? Se pot vaccina în etapa în care ei corespund din punct de vedere al profilului de risc și profilului medical și epidemiologic. Adică, vă dau exemplu, un lucrător în sistemul medical, chiar dacă a trecut prin infecție, se poate vaccina din prima etapă, așa cum prevede strategia de vaccinare. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi, vă dorim succes tuturor și nouă în același timp. Mulțumesc.